doamna Mia. Haideți, vă rog, să stăm și să o ascultăm pe Mia, prietena noastră. Poetă, scriitoare, actriță, un om extraordinar, Mia Rogobete, mea culpa. Mă simt tare vinovată, Mia, iartă-mă. Nu-i nimic, eu te iubesc. Și eu. Bună seara, dragi invitați, prieteni și dragi prieteni invitați. Vreau să aplaudăm aceste doamne extraordinare care au organizat seara asta frumoasă, pentru că toată lumea care este aici, toți oamenii au sufletul mare, de asta au venit, și din iubire și din dragoste pentru cultură. Cea mai recentă carte a mea se numește Oglinda Sufletului. Am scris despre Ion Rațiu, nu politicianul, ci este un om de cultură din Topleț, comuna unde m-am născut eu. Cea mai frumoasă comună din lume, să știți. Dacă n-ați trecut prin Topleț, vă rog frumos să vă opriți atunci când mergeți spre București. Este între Herculane și Orșova. Cred că știți, nu? Așa? Și aveți ce vizita. Sunt foarte multe locuri frumoase și oamenii sunt frumoși și buni la suflet. Ce să zic? Cele mai frumoase, cred că, locuri din Cara Severin. Acest Ion Rațiu este director la Casa de Cultură Gheorghe Bălteanu din Topleț, coregraf, ansamblu de cântece și dansuri populare Floarea Cernei, realizator diverse spectacole, impresar artistic. La capitolul ansamblu de cântece și dansuri populare Iorcovanul o să spun poezia Iovan Iorcovan. Așteaptă-mă, la noapte vin la tine să-ți spun povestea mea. Cuvintele de dor pline te vor îmbucura. Primește-mă în brațele unui trecut ce și-a înfipt cuvântul în palidul sărut cu inima și gândul. Sărută-mă, pictând în van trăirea, în iarba argintie cântăm din nou iubirea ce-a fost sau va să fie. Învață-mă să râd și apoi să cânt un an, să pot ca să te stric pe nume, străjeri din piatră, Iorcovan, cu mare fală și renume. Așteaptă-mă, la noapte vin la tine să plâng și să suspin, pe dealul tău străine mă rog și apoi mă închin. Și din capitolul Tradițiile și obiceiurile populare ale comunei Topleț, despre frumoasa cernă, care are patru culori, care nu știe, deci singura apă care are patru culori, cernă, cernă, aceeași ești în fiecare an, un fel de mamă mereu înlăcrimată, în toamnă porți cununa de castani, în iarbă albul dragostei curată. Același drum, același clipocit, un fel de tată străjer la poarta mea. În primăvară flori pentru iubit, în vară îmi răsfăți iubirea mea. În apa ta, în apa ta, tu cernă, cernă, draga mea. Și aici astăzi m-am gândit la oamenii aceștia care vin acum la ora 7. Trebuie să le dau un gând de bucurie, de viață, de trăire, de dragoste, pentru că toată lumea trebuie să iubească. Am tras la Xerox și am scris pe spate gândul bun. Pentru toată lumea. Ce își poate dori viața de la noi? Să fim realiști, să fim simpli, să fim conștienți de faptul că succesele implică riscuri. Să iubim cu tot sufletul, cu toată carnea, cu sângele. Și în același timp să iertăm. Să nu uităm niciodată că acela care știe să se facă iubit, cu siguranță că știe să facă totul în viață. Să zâmbim în fiecare dimineață, să stăm de vorbă cu inima, ascultându-i bătăile. Și cel mai important, atunci când dragostea se cuibărește în inimă, trebuie cu toată ființa noastră să o urmăm, să o urmăm, chiar dacă drumurile sunt lungi, întortocheate, abrupte, grele. Să iubim! Mia, te iubim! Ești nemaipomenită, interpretare, artistă, poetă. Mia, iartă-mă! Îți mulțumesc mult de tot și să o aplaudăm încă o dată! Mersi, Mia!